Și tensiunile pe plan internațional nu se opresc aici. Rusia amenință din nou că va opri livrările de gaze prin conducta Nord Stream 1 din cauza problemelor tehnice. Și de data aceasta Moscova invocă sancțiunile occidentale care împiedică Gazprom să își reia activitatea. Despre acest subiect și cum ne va impacta această situație discutăm cu doctorul Ionuț Purica, expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața! Sunt fondate aceste afirmații ale Gazprom, potrivit cărora, iată, Rusia susține că din cauza sancțiunilor este imposibil să preia turbina destinată gazoductului Nord Stream? Se întâmplă următorul lucru. Este foarte clar că Federația Rusă are și folosește diverse tipuri de răspuns la sancțiunile din partea țărilor NATO, în principiu. În condițiile astea, e foarte interesant modul în care se pune această problemă de către ruși, în sensul că nu sunt ei vinovați că se oprește gazul, ci turbina care nu poate fi pusă în funcțiune și așa mai departe. Lucrul ăsta lasă totuși niște punți deschise cu Gazpromul, care spune dacă rezolvăm problemele cu turbina, de fapt, este vorba de rezolvarea problemelor totale în legătură cu relația importului, exportului din Rusia de gaz către mai ales Uniunea Europeană. În condițiile astea este foarte clar că ne putem aștepta la orice viitor, oricât de imprevizibil poate să fie, și măsurile pe care Uniunea Europeană încearcă să le ia. De altfel, România trebuie să înțeleagă că orice scădere de producție de gaz din interior, din teritoriu, reducerea cantităților din offshore, nefolosirea interconectorului pentru gaz azer, Grecia, Bulgaria, România, e foarte clar că sunt de fapt acțiuni care favorizează Federația Rusă și trebuie tratate ca atare în condiția acestui război economic pe care îl avem. Cum este totuși afectată România în condițiile în care, iată, țara noastră este implicată în proiecte pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze? E foarte clar că singurul lucru care e o problemă acum, pentru că avem rezerve în teritoriu, cel puțin pentru iarna asta, putem să creștem producția și e foarte important să se întâmple așa ceva. Așa cum spuneam mai devreme, nu mai fie dacă scade producția o problemă economică, ci una de apanajul serviciilor. Trebuie să ajungă și mai mult gaz din offshore. Avem interconectorul Grecia-Bulgaria pentru gaz azer, deci nu ar trebui să avem o problemă de cantități de gaz. Problema este prețul și prețul înseamnă, într-un context în care nu mai există piață, că suntem în război economic și toată competiția s-a dus și toată lumea crește prețurile, prețul înseamnă o reglementare cu o perioadă dată, evident, pe perioada acestui război economic, care să readucă prețurile la nivelul la care să se redeschide întreprinderea industrie, să scadă inflația, să scadă prețurile altor produse din industrie determinate de creșterea prețului energiei.